Un șofer a fost prins cu 243 de kilometri la oră. Bărbatul avea în mașină doi minori care nu erau în scaune dedicate. Șofer vitezoman lăsat fără permis după ce a condus cu 243 de kilometri pe oră pe A1, unde limita de viteză este de 130 de kilometri pe oră. Bărbatul a fugit de poliție fiind prins după 16 kilometri. În mașină avea doi copii neasigurați. Conform Antena 3.ro, polițiștii au prins un sibian în vârstă de 35 de ani din localitatea Dobarca, județul Sibiu, conducând un autoturism pe autostrada A1, iar la kilometrul 270 în zona localității Săliște, pe sensul Deva Sibiu, a fost înregistrat cu aparatul TruCam, circulând cu viteza de 243 de km pe oră în zona cu restricție de 130 de km pe oră. Totodată, șoferul nu a respectat indicația și semnalul polițistului rutier de oprire în trafic, reușindu-se oprirea acestuia după o distanță de aproximativ 16 km, informează Poliția Sibiu. Bărbatul nu purta centura de siguranță și transporta doi minori fără scaun de copil sau însoțitor. Șoferului s-a suspendat permisul pentru 150 de zile și a fost amendat cu 3.480 de lei. De asemenea, șoferul a fost sancționat contravențional pentru neportul centurii de siguranță și transportarea minorilor fără dispozitive de siguranță. Testările șoferului privind conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive au indicat rezultate negative, relatează Antena 3.ro.